Aș vrea scurt să vă spun ceva. Fac parte dintr-o familie de 16 copii, fiind cel mai mare dintre ei. Am crescut într-o familie de oameni credincioși și de la ei am învățat să am o credință puternică în Domnul nostru Iisus Hristos. Și țin minte, încă de când eram mic, experiențe minunate pe care noi le-am avut în viața noastră de familie. Și aș vrea să spun una dintre ele, care simt să spun, chiar dacă m-ai spus-o aici în zilele trecute, este o experiență care poate pe mulți, mai ales pe tinerii de astăzi, se uită așa, chiar s-a întâmplat așa, chiar așa a fost. Ce mare lucru! Pentru că n-am experimentat puterea de Dumnezeu, dar am să vă spun în câteva cuvinte. Știu că eram mai mic și aveam grijă de frații mei și Dumnezeu ne-a purtat de grijă întotdeauna, dar a fost o clipă în viața noastră când am avut o încercare mai grea, am rămas mai strălutorați. Dumnezeu ne-a trecut poate printr-o încercare care ar vrea să fie biruință și să o ține minte peste ani și să o împărtășesc familiei mele acum. Într-o zi am rămas fără mâncare și mama mea s-a dus să ia niște bani împrumut ca să ia de mâncare celor mici. Și țin minte că a trecut timpul, a trecut, s-a apropiat de ora 12, 1, 2 și n-a venit mama. S-a dus să caut mai multe părți, n-au găsit, tot umblat în oraș. Și țin minte că copiii ăștia mici, frații mei, mamici, au început să se smiocă, să plângă, nu puteai să-i spui la un copil mic că nu este mâncare, că nu înțelegea. Eu fiind mai mare și nici eu nu eram prea mare, am încercat oarecum să îi împac, să stați că vine tata de la lucru, acum ajunge și într-un final a venit pe la ora 2 sau așa ceva, a venit tata de la lucru și un om plâng, un om foarte plâng, cine-l cunoaște, știe, greu scos din sărit. Dar atunci l-am văzut, poate prin de singure dăți din viața mea când l-am văzut, pur și simplu strigând și o căzut în genunchi și o strigat la Dumnezeu, Doamne, dacă mi-ai dat copiii ăștia, nu mă văd rușine în fața lor. Vreau ca Tu să-i saturi și vreau să faci o minune ca ei să vadă. Și știu că o scos din geantă o sticlă de lapte, cum era pe vremuri, și o mână a un sfert, cam așa era un sfert. Și un colț de pâine. Și ne-au pus pe toți în jurul lui. Și ne-au dat o dubicată era acolo, la pâinea, lapte, și ne-au dat la fiecare, până ne-am săturat-o și chiar spunea, nu mai, gata, tata, ne-am săturat, nu mai trebuie. Le spun la unii tineri astăzi și se uită așa spre mine, chiar așa au fost, e săturată, v-ați mâncat toți, dar câți erați? Dumnezeu poate face minuni mari. Și astăzi mă uit la tine din ziua de astăzi și stau cu ei. Îs tânăr, mă simt tânăr între ei. Și văd atâta nemulțumire, avem câte două, trei telefoane în buzunare, mi-a tânăr telefon, buzunarele. Mă duc în fiecare casă, când am mers aici în Spania, să dau de exemplu de aici, fiecare are tot felul de aparaturi, că nu mai știi pe ce să apeși, pe butoane, pe ce vrei, are de la tot ce ne trebuie. Am mâncat bine la masă aici în Spania, până n-am mâncat niciodată. Toți ați avut mâncare pe masă. Și totuși, de ce e atâta plângere? De ce e atâta crâcneală? Eu știu că e greu. Și cred, trăim vremuri grele. Dar Dumnezeu poate ne-a dus pe aici să ne unească mai mult. Bisericile să fie mai unite. Frații să trăiască ca odinioară. Și dacă credem în puterea lui Dumnezeu, haideți să cântăm următoarea cântare care spune nu te îndoi, ci crede. Oricât de grea ar fi problema, durerea, necazul tău, că și prin puterea lui Hristos suntem mai mult decât biruitori. Și toți cei care cred, aș vrea ca la refren să cânte toată biserica, toată suflarea și cei care nu pot să cânte cu gura, să bată inima ritmul laudelor față de Dumnezeu și spune așa de frumos refrenul, e putere, putere, numele Iisus, iertare, iertare în sângele ce-a curs. E iubire, salvare și vindecare dară într-o singură jertfă, în jertfa din Calvar. Amin.